Domnul consilier, bună dimineața! Rost să-mi permite să vă prezint programul de desfășurare a lucrărilor ședinței ordinare a Consiliului Local Scorțeni în data 31.10.2022. Așa cum ați luat la cunoștință, ședința de astăzi a fost convocată conform dispoziției 167 din 25.10.2022. Din consultarea fondului de prezență a convocatorului rezultă că din cei 13 consilieri ce compun Consiliul Local, suntem în așteptarea doamnei Cobuz, fiind împrunit vorumul prevăzut de 139 și articolul 134 al linia 3 din terarea din 857 pe 2019, codul administrativ, pentru a se putea aproba proiect de hotărâre prevăzut la ordinea de zi a ședinței de astăzi. Așa cum ați luat la cunoștință, vă rog să-mi permite să vă prezint ordinea de zi, conform dispoziției 67 din 25.10.2022. La articolul 1 avem aprobarea procesului verbal a ședințelor din data 30.09.2022, respectiv 12.10.2022, a Consiliului Local Scorțeni. La articolul 2 avem proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport al personal didactic și nedidactic auxiliar din cadrul școlii gimnaziale Scorțeni pe luna septembrie 2022, conform anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre. La articolul 3 ar fi întrebări, interpelări, informări ale primarului respectiv a consilierilor locale. Domnule consilier, așa cum ați luat și la cunoștință, venind în ultima clipă, respectiv pe joi 27-28, niște adrese, am fost nevoiți în cadrul primăriei, respectiv domnul primar, în temeiul articolului 135 alineatul 8 din OG 57 pe 2019, prin codul administrativ, domnul primar, având în vedere că este chemat la Consiliul Județean în legătură cu bugetul, o să dau citire suplimentării ore de zi pentru data de astăzi cu următoarele două proiecte care nu mai pot fi adunate pe următoarea ședință. La articolul 1 avem proiect de hotărâre privind acordul pentru scoaterea temporară din circuitul agricol al suprafeței de 1796 metri pătrați teren pășune comunală proprietate privată a Comunei Scorțeni din Bacău, situată în extra din an, identificată în cartea funciară 60195, număr cadastral 60195, în vederea realizării de către oate strugari, județul Bacău, a proiectului alimentare cu apă și rețea canalizare în comuna strugari de Bacău. La punctul 2 a suplimentării avem proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului iluminat public în comuna Scorțeni, județul Bacău. Deci aceste proiecte toate sunt inițiate de domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin. La articolul 2, așa cum știți, în marți s-a trecut, s-a făcut o ședință de îndată privind la iluminat. Ce pentru care azi poate rezolvăm să înainte toată documentația unde ni se solicită. Domnule președinte, având în vedere faptul că suntem în vorum, Și sunt doi consilieri care și-au dat acordul pentru toate proiectele. A fost de acord cu ele. E vorba de doamna Tamara și Franț Daniel, care și-au dat acordul din motive personale, n-au putut ajunge. Da. Prezentat primul articol din la ordinea de zi, și când ce spuneți la vot? Supunem la vot... Am o discuție pe ordinea de zi. Spuneți. Procesele verbale de ședințele anterioare au fost publicate pe site. Păi nu. Mă refer că știu că în fiecare ședință, pe ordinea de zi, erau și... Nu? Păi e aprobat. Păi este trecut de... Păi nu mai știu că... Este aprobarea de proces verbal din data de 30.09.2022, respectiv 12.10, sunt trecute. Dar nu se referă că nu le are. Fizic, ele au fost publicate. Noi le avem, dar fiind formatul foarte mare, noi le putem înainta să... S-au discutat ceva și în procesul verbal, că nu a apărut, nu știi dacă...
să vedem pe școală, casetele sunt la noi și cele filmate, de s-au luat după filmare, deci... Da, este în moment de spate. Da, o să discutăm, domnule. Este nevoie să discutăm la dispoziție lui domnul consilier, să da. Cere să... Da. Da. Sigur, sigur, sigur. Da. Trecem la articolul aprobare în procesului verbal. Sunt de acord cu votul, cu ordine. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Am stufoasă, dar e ok. Nu. Asta a venit pentru... Trecem la primul cu procesul verbal. Trecem la articolul aprobarea procesului verbal al ședinței din 30.09.2022, respectiv 12.10.2022, a Consiliului Local Scorțeni. De acord? Sunteți de acord? 13. Așa, trecem, nu? Da. Articolul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contării cheltuielilor de transport al personalului didactic și nedidactic auxiliar din cadrul Școlii Gimnaziale Scorțeni pe luna septembrie 2022, conform anexei, parte integrată din prezenta hotărâre. Sunteți de acord? Bineînțeles. Așa. Deci nu suplimentare. Se suplimentare de să aici. Aici și nu? Da. Așa. Trecem la suplimentare, articolul 1. Proiect de hotărâre privind acordul pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a suprafeței de 1796 metri pătrați, teren pășune comunală, proprietate privată a Comunei Scorțeni, județului Bacău, situată în extravilan, identificată cu CF 6195, număr cadastral 6195, în vederea realizării de către UAT Comuna Strugari, județul Bacău, proiectul de alimentare cu apă și rețea canalizare în Comuna Strugari, județul Bacău. Dacă sunt scrie cineva la cuvânt și dacă sunteți de acord. Am o... Vreau să rog pe domnul secretar, se mai fac ceva lucrări pe acel teren la... Asta după... Cât știu eu, trebuia spus din circuit la începerea lucrărilor care erau. Dar acum, da, dacă se vede să vă răspund. Deci, este o scoatere temporară. Deci, așa cum v-am și amintit mai devreme, trece conducta și s-a dus și terenul la stare inițială. Acest proiect a mai fost aprobat odată? A fost aprobat, aprobat odată. Deci să facem fiecare an? Dumneavoastră vedeți documentațiile care se fac și se schimbă de la lună la lună. Deci, dacă stau bine și analizez situația care mi-a fost transmisă de la prima dată, a fost o hotărâre numărul așa din data de numărul 66 din 6-10-2017. Deci, vă dați seama câte avizii, câte trebuie. După care, vă dați dumneavoastră seama că au venit situații, măsurători, cum v-am și arătat, deci mai mult de atât n-am ce să vă spun decât faptul că durează, vedeți și la noi câte probleme s-au ridicat și se ridică în continuare. Deci, practic, acea porțiune despre care revenim acum și o reaprobăm, gen, cam așa e ideea, a mai fost pasul dat imediat după ce s-au făcut alegerile, când au apucat cei de la Tugar de făcut lucrările. Nu? E vorba despre aceeași porțiune, practic, nu? Da. 1796, noi în 2020 am mai aprobat odată, tot așa, pentru a se putea apuca de, apuca de lucrări, am scos. Nu mai știu cu adresă. Da, de voi am exact. Nevoie de chestia asta, da. De trei actualizat. Da, deci acum vedeți și dumneavoastră. De ani, cât? Temporară e de temporară pentru o perioadă de 12 luni. Lucrările. Păi nu trebuie precizat, așa temporarul poți să-l scot temporar 50 de ani. Aici zice și pentru ce n-am fost atent. Da, aprobarea procedurii privind restituirea tarifului achitat la fondul de... Da,
Da. Cine știe? Da. M-am văzut. Păi aceeași suprafață care fost și atunci scoasă. Aceeași suprafață de... Da, 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 da. Suprafață. Nu e alta. Pentru că prin adresa 3193 din 25.10.2022 a Comunei Strugari, nisă către Consiliul Local al Comunei Strugari, în Bacău, având în vedere proiectul de investiții în derulare, deci încă mai e, nu s-a terminat și acum probabil mai vor o reactualizare. Așa vă rugăm să supuneți în dezbatere Consiliul Local Scorțanea proiectul de hotărâre în spatele temporar asupra feței de 1796 și deci e venit la noi pe 26. De asta ne-au și solicitat să orientăm un pic problema. Noi trebuie să specificăm acolo când, care este data, da, și o să... O să știi când... E normal, în proiect există data de finalizare, cum să nu? Nu, nu. Da, nu poate să țină 15 ani. Nu poate să, aici, un proiect nu poate să, până la finalizare, nu poate să țină 100 de ani. Poți să faci mențiunea asta? Da, menționăm chestia asta și care e de acord. Da, dar vedeți că și mențiunea asta pe care o facem noi, să nu îi afectezi pe ei. Da, văzut, da, văzut. Adică el pune conducta, sapă, pune conducta și nasul gaură, gaură, înapoi, cam asta spune. Nu, nu, George, nu. Noi ne referim în hotărâri, în modelul hotărârii, noi nu putem să-i aducem vreo adăugire, că s-ar putea ca atunci când se duce cu proiectul de hotărâre să fie respins, asta zic. Noi acum, pe modelul de hotărâre pe care l-au redactat, l-ați primit de la Strugar, nu? Da. Hei, nu putem să adăugăm noi ceva, că s-ar putea când se duce cu hotărârea respectivă, cei de la proiectul de implementare să spună, păi stați așa un pic... mai nu e bun, că au mai apărut 2,3 puncte. Așteptați, nu mai sunt de la și atunci ați să-l aprobăm în forma. În forma care... Dar eu o să fac o adresă către Strugari, să preconizeze până la următoarea ședință, nu? Cred că așa e cel mai bine. Da. Cam cât... E la finalul anului, e peste o lună, două, trei. Da. Dacă noi îl aprobăm așa, ce relevanță mai are? Păi da, n-are rost să-i mai... Cererea dumneavoastră acolo. Alte hârtii, alte... E problema să fie lămuritor. Să fie lămuritor și pentru dumneavoastră. Hai să știm perioada în care investi. Noi o aprobăm așa și după aia ne vine ca o și informare. Da, ca o informare, o notă informativă. Poate o să dați să oamenii să termină lucrările și o să de asta zic, contează întotdeauna la proiectele astea. Exact modelul care trebuie respectat ad litera. Nu mai adaugi ceva. Dacă ai adăugat, e... Poți să-l dai și pe celălalt de ani. Dacă îl dai, bine, că îl dai și faci ceva. Nu mai contează acum că... Trebuie să te adus în starea... I-a adus la starea de pășuni la un moment dat. Gaura e infundată și el va deja început să crească. Poate e numai un document care... Da, e ca și de nu mai fac lucrări acolo. Când e doar un document, am făcut un document. Readucerea în circuitul civil de pășune a respectivii sprauțe de teren este realizat. E adus la starea inițială. Fizic, vorbim. Doar hârtia ca să... Supunem la vot proiectul? Da, e un de articolul 2 din... Suplimentarii, proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului iluminat public, Comuna Scorțeni, județul Bacău. Am o întrebare. Cine sunt scrie la cuvânt? Mai mult ce? Barna. Da, domnul Bacău. Da. Aici, la articolul 1, se aprobă studiul de oportunitate. Dar nu are niciun studiu. Ce să aprobăm? Ce fel de studiu de oportunitate? Cine îl face? Cum? Se aprobă studiul de oportunitate privind alegerea formei de gestiune. Studiu efectuat de către cine? Ce fel de studiu? Nu știu. Acolo un studiu respectiv, dacă l-aveți, poți să scrii vrute și nevrute. Noi n-am văzut, nu știm ce să aprobăm. Sunt venite, sunt într-un volum, într-un calup, 6 anexe, care sunt transmise de la instituții care... Adică de ce ar fi oportunitatea de a angaja o firmă și de a nu face noi? La asta mă refer. Dar nu știu ce să deduc din acest articol.
Cine a făcut studiul de oportunitate să ne zică nouă că e mai bine să delegăm o firmă sau să avem noi electricienii noștri? Aici, dacă îmi dau voie și eu tot aș avea de adăugat, tot pot să discutăm legat de acest. Toate articolele, practic, toate articolele, cam la fiecare articol ar fi trebuit să vedem și noi despre ce e vorba. Pentru că, practic, prin stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public, eu nu țin minte să mai se fi făcut vreodată. Nici nu știu dacă există vreo comună din împrejurim, poate pentru iluminatul inteligent, să spun, este vreo altă lege în ziua de azi. Dar ca să aprobăm studiul de oportunitate, cum a zis și domnul Parcău, ca să dăm gestiune delegată, în darea în administrare, către un terț, că practic nu o face primăria cu cineva din interior, ca să facem un contract de achiziții, serviciile respective, regulamentul de organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, care practic toate acestea stau la baza a ceea ce aprobăm noi. Modelul de contract de servicii, durata delegării gestiunii, care pe o perioadă de 5 ani. De 5 ani. Acum, nu știu, ar fi trebuit să ne se aducă ceva chiar și acum, verbal, ca și lămurit. Nu știu. Domnul secretar, dar contractul actual a expirat. Dar este nu s-au aprobat în ședințele de îndată cu autorizări. Iar luat de la capăt, iar făcut. Noi am primit toată documentația aia să ce și trecut în proiect. În primul rând avem studiul de oportunitate. Este fișa informației cu venit la sistemul de iluminat. S-a primit regulamentul serviciului iluminat public așa, de la Comunii Sporțeni. Lista elementelor de preț și plus contractul de achiziție public de servicii. Dar în momentul de față a mai fost un alt contract? Nu am cunoștință. Trebuie să fie un alt contract. Vine cineva și se schimbă pe. Exact, dar din ce știu firmele, cum se fac? Până acum cum se făceau? Trebuie schimbate becul. Aici este vorba că delegi gestiunea din firme. Deci nu că el face reparații sau de ceva. Pe perioada de 5 ani ei se ocupă de iluminatul public, total. Că schimbă, că înlocuiesc, că aprinde becurile, că le stinge. Da, deci aici e formarea unui serviciu, deci în cadrul primăriei. Deci atenție, ce spune acolo, mai știți că n-am înțeles. Se aprobă durata delegării de gestiune? Nu, mai devreme. Se aprobă modelul de contract? Nu. Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului, asta vezi. Asta zic, deci un regulament de organizare și funcționare al serviciu, adică în cadrul primăriei înființează un serviciu? Dar n-ai că nu. Cine să facă chestia asta în cadrul primării? Nu știu. Nicio formă. Nu știu de asta. Această documentație a fost transmisă de către cine? De unde? Transmisă de la cei care ne finanțează. Funcționa că tu să înțelegi la pe băiatul ăsta aici. Să vină pentru că, practic, până în momentul de față, cum se făcea? Și iluminat public, și becuri de Crăciun, se făcea PSAP, cine unde era prețul cel mai bun, acolo se ducea. Dar nu se face unde e prețul cel mai bun, că este domnul Stângă, care am avut atâtea probleme cu el, cu 10 milioane. Ca așa anul trecut, au pus 20 de, am cumpărat 20 de instalații, au venit le-au montat sâmbătă seara, au montat, ca mi-a apărut imediat filmii la cine monta și cum și... Normal așa ar fi trebuit, dar noi odată ce aprobăm durata delegării pe o perioadă de 5 ani, ok, facem pe 5 ani, în momentul de față, cu un preț. Peste 2 ani, să zicem că se scumpește, ce se face? Contractul e contract. N-ai cum să faci cu un preț fix pentru că nici nu poți să faci cu un preț fix. Nu-ți va accepta. Dar nici dacă se ieftinește, niciodată nu ieftinește. Asta este problema. Dar vrei un preț de referință. Tu poți să reziliezi contractul? Nu pot. Și trebuie văzut cine vine, ce firmă vine. La contracte nu-l încheiem noi. Deci nu are. Aducerea la îndeplinirea prezente hotărâri, da? Adică tot ce înseamnă. Da, contract nu poți să-l locuiesc. Asta ziceam. Prezente hotărâri, nu suntem abilități să dăm un model de contract noi.
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, da? Plus tot ce înseamnă gestionare, delegare, fapt, se le aduce de către primarul comunei Scoțeni. Da, dar nu contractul mai devreme. N-avem noi. Păi asta ar fi trebuit să primarul și-a asumat la contracte. Da. Problema lui. N-avem noi Consiliul Local. Dar trebuie văzut mai multe firme. La noi niciodată nu sunt mai multe firme. Sperăm că vine o firmă serioasă sau va veni o firmă serioasă care să se ocupe într-adevăr. Pașii mergători, noi trebuie să aprobăm chestia asta ca să poată merge proiectul. Pașii mergătorii, nu aprobăm o chestie din asta care este... Eu vă întreb, ați mai fost, sunteți consilier poate de 2-3 mandate. Ați mai făcut vreodată modalitatea asta de gestionare? Eu știu că nu. Am fost și eu. Păi ai mai avut iluminat? Da, până acum nu a fost. De ce iluminat? Nu e iluminat public? Până acum nu a fost. Păi da, dar nu este un proiect european. Iluminatul care... Deci se referă la proiectul... De ce? Cadrul care ăștia spași mergătorii acestui proiect. Să poată încearcă. Că-i firma aici. Sunt prea multe puncte în care se aprobă. Sunt prea multe puncte. Consiliul Local este scos din schema asta. Adică domnul primar rămâne cel care va fi în putere. Ce va aproba și prin Consiliul Local nu va mai trece nimic. Nu va mai avea niciun document să vină. Pentru că noi în putere CIM și domnul primar este... Pe 5 ani de zile acest proiect trebuie să funcționeze după montarea. Era bine, da. Totuși să mai intre și un document de șase Consiliul Local să vedem și noi de contract, de actualizări. Când faci un contract, de exemplu, cu firma de schimb prețul contractului se va aproba. Nu negociezi prețul. Nu. Haideți să vă zic eu, când faci un contract de genul ăsta, nu ca până acum, că îi luai să schimbi 50-100 de becuri, da? Tu, practic, nu-i plătești numai becurile care ți le schimbă. Îi plătești inclusiv contractul ăla cât pe el îl ții cumva legat de primărie. Este ceva logic să-i plătești omul. Un serviciu, vine cu mașina. Dacă faci PSA, te duci PSA, PSICA, să ai nevoie de schimbat becuri. Intri pe o firmă. Mai vedem cine spune. Ce zice la acolo? Care proiect se referă asta? Prețul pe becuri e atât. Prețul pe deplasare e atât. Nu intră că te ține pe tine legat. Cum ar fi facem un contract de să servicii, că-ți fac când îți fac, eu oricum iau... 500 de milioane într-un an de zi, ca idei. Da, hai să lăsăm să discuți. Asta dumneavoastră a spus că orice firmă va veni care... E urgent, nu? Oricum ar fi urgent. L-am aprobat... Haideți să lămurim un pic. Deci băiatul vine încoace de la Moinești. L-am întrebat, mă, să-i explic când se-i scris la consilier, ce fel de proiect este proiect pe fonduri europene. Da. Deci este pe fonduri europene și documentația trebuia venit miercuri. Ceea ce ne-o transmis el. Mai mult de atât nu pot să vă spun că nu știu. Una este să primește. Am înaintat autorizația care am aprobat-o marți și au venit cu... Eu vă înaintez toată documentația care... cu anexele. Deci normal, la această organizare și funcționarea serviciului... O să fie și firma prestatoare de servicii acestui... Organizarea și funcționarea serviciului de luna public, da? Se poate face prin gestiune directă, gestiune delegată sau alegerea unei forme de gestiune serviciului luna public prin care Consiliul Local sau general ce sunt acolo atribuie sau delegă anumite societăți. Atribuții locale, cunoște electricienii, angajați cu autorizați. Da, dar aici eu trag din ce înțeleg, e altceva. Nu-i cu iluminatul nostru societate care o să renunțăm la acel contract stângul care zice că nu mai are sau o să fac iar deja prelungit contractul. Ce mai spune în... S-a prelungit anul ăsta. Ce mai spune în... Cine știu, nu știu. Vă dați seama de ce trebuie. De când s-a prelungit? Știți, aveți idei? Nu, și eu n-aș știu că s-a prelungit. Ceea ce să mai spune despre așa ceva în titlul de legi, indiferent de forma de gestiune adoptată, în virtutea competențelor și atribuțiilor ce le revin potrivit legii, autorizării administrației publice locale, se păstrează dreptul de a aproba supravegherea și controlul după caz, adică modul de fundamentare a tarifelor, da? În care noi nu știm dacă e deja băgat în regulamentul respectiv sau nu, modul de îndeplinire a obligațiilor. Vedeți, fiți atenți că spune modul de fundamentare a tarifelor, da? Adică asta înseamnă că tarifele vor varia în funcție de evoluția pieței. Adică nu va fi stabilit acum un tarif, va fi tariful D sau D.
Îl va stabili da. Ulterior în funcție da. De oferta da. De viață. Tot atât, totodată scrie și respectarea metodologiei de stabilire. Păi adică, bineînțeles, adică ai niște criterii. Metodologiei de stabilire a unui tarif nu e cel care se impune direct. Dacă s-a scumpit, nu știu, cu cât... Și eu scumpesc cu 5 ani. Dar mai am o întrebare, poate știți. Acest stângă își renoia contractul de la an la an sau tot pe 5 ani, cum e aici? Se aprobă durata de legări? Nu știu nici asta. Nu știu, nu știu zic, că eu n-am... n-am... Dacă vă aduceți aminte, ați făcut vreodată un contract de genul ăsta, nu a fost. A fost tot pe SICAP, tot ce a fost intrat pe SICAP. Dar știm că doar că n-am fost de acord cu prețurile care s-au... Exact, exact, dar contractul s-a prelungit. Dar nu a fost un contract, eu asta zic. Eu asta vă zic. Domnul Niță te știe să întrebăm. Domnul Zahar, deci domnul se aprobă de ce vedeți domnul Stancă de 5 ani. Ei știu despre așa ceva. Eu am mai vorbit cu încă cineva pe firmă, că nu că așa, că cu care fac alții care mai este, deja îți prelungiți contractul ăsta, clar. Domnul George, poate dânsul îmi stăpânește mai bine. Dar ce să stăpânesc? Eu sunt pentru proiectul ăsta. Cu siguranță proiectul ăsta de hotărâre va merge în implementarea proiectului de iluminat montat LEPŞ. Eu, părerea mea, sunt că nu putem opune. Pentru că tot contractul, toate documentele care vor semna ulterior, vor trece așa pe Consiliu, inclusiv prețul. Dar nu știu dacă se ne opune. Voi mai mult de lămurit, nu zici nimeni. Nu-i vorba de opus aici, nu s-o opune nimeni, probabil nu ne-a vrea. Dar să știm și noi totuși ceva, niște prețuri, niște... Nu s-o opune nimeni. Problema este... Dar îi zice că s-a făcut un studiu au făcut ei. Ei vin de pe o zi de alta și hai, dă-i dumneavoastră. Păi nu la noi. Nu face nimeni treaba altă, așa, zic care... Nimeni nu vrea să o opună, doamne ferește. E problema cu timp peste noapte și nu ai timp să discute. O să se opună când... A, zice aici, realizarea studiului de oportunitate și fundamentale privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public reprezintă o cerință obligatorie conform prevederilor legale. Deci... Da, dar n-am spus, nu, noi n-am spus, niciunul nu a spus că nu îi dat de exemplu. Păi nu, acum citesc, dar n-ai timp să citești. Inclusiv în caietul de sarcini, da? Spune obiectul, spune cerințele organizatorii și așa mai departe. Și la urmă spune așa. În prezent, Comuna Scorțenia din Derulare, contractul a avut ca obiect modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public în Comuna Scorțenia de Tupacău. Pentru această investiție, la data de 25.05.2021, a fost semnat contractul de finanțare nerambursabilă, nerambursabilă, numărul 25, între Administrația Fondului pentru Mediu și Comuna Scorțenia. Deci este clar că proiectul ăsta de hotărâri este necesar pentru realizarea proiectului de iluminat. Deci, de la ce citim noi acum, ca și niște lămuriri, până la proiectul de hotărâri pe care îl avem, e diferent. Adică, când ai un proiect de hotărâri privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în Comuna Scorțenia, județ Bacău, punct. Trebuia să fie aferent pentru proiectului modernizare. Trebuia dat documentele din proiect, adică că ați înțeles cu viață. Nu știu să știi dacă... Ideea este că nu putem opune proiectul, că ținem pe loc. Da, am înțeles, de lămuriri, dar nu ne putem opune sau nu putem să-l amânăm. Nu opri pe stradă, ba unul, ba altul și tot... Ați fost, dar ce e aia? Ce e? Tu nu trebuie să dai niște răspunsuri? Zici, vă duceți acolo și ridicați mâna și habar n-aveți și nu mai știu eu care. Ideea, ideea este că o vine și în primul. Deci o vine pe 26, astăzi o vine, deci... Trebuie să ascultați, dacă o lămurire, nu poți să mă vorbească. Nu trebuie să vorbească 30 de ani. Corect, dar nu trebuie să aplicăm în lege chiar la orice vorbă. Adică... Înțeles, da. Să legăm și ceea ce este... Corect. Deci oricum se deleagă acestei firme că scrie servicii de iluminat care face obiectul acestui studiu de oportunitate și fundamentare cuprinde iluminatul stradal rutier, iluminatul stradal pietonal și festiv. Deci o să vă ocupa efectiv de ce s-o ocupă domnul stânga acum. Tot. Tot, da. Noi trebuie să o delegăm pe 5 ani. Nu o să mai fie iluminat. Deci va veni proiectul european care o să fie să vedem ce fac. Eu ți-am dat banii, autoritatea pentru mediu ți-o dat banii, tu ai obligația să înființezi un serviciu și să gestionezi corect iluminatul. Cam asta este în esență. Obiectul proiectului. Lămpile sunt cumpărate. Sunt aduse. Sunt 400 de lămpi. Cumpărate, numai trebuie montate. Acum firma... Să vedem ce firmă. Să vedem ce firmă. Să vedem ce zice. Poate să fie tot domnul stângă, nu știu.
Asta nu putem ști. Nu putem. Ce valoare are proiectul dacă... A fost aprobat, s-au cumpărat, au stat în custodie la noi. Nu, spune da. Numai numărul contractului și data când a fost încheiat. Contractul 25 valoare. Din luna 5 am... Nu spune valoare. La valoarea nu. Dar la urmă nu știu film, prea nu interesează faptul că a fost cumpărat. Nu. Deci este o firmă care a adus lămpile, i-au lăsat în gestiune la noi și cred că acea firmă... La contractul de execuție este... Păi și noi n-am putea societatea să... respectivă. Deci n-am putea să... Durata delegării de gestiune pe mine asta, mă roade, pe o perioadă de 5 ani. Păi în 5 ani poate ție nu-ți convine ce prestează ăla. Iar trebuie să-l dai în judecată, iar trebuie să faci o grămadă de minuni. Să facă în ăștia 5 ani ca acest iluminat să funcționeze. Haideți să vă dau eu niște prețuri, dacă nu le-ați văzut. Da, nu, pentru 2020, de exemplu, au fost făcut ca o... Așa, informativ. Mentenanță iluminat stradal, 85.000. Mentenanță iluminat festiv, 6.300. Consum de energie electrică 71.000. Bun, și din ce se consumă? Din ce se compun prețurile astea? Că nu ne puteți afișa așa. Se compun din sumi fără să știm din ce se compun. Corpuri de iluminat care rezultă 563. Păi, oportun ar fi fost să ne spuneți prețurile per intervenții sau per bec, așa nu știu. Asta nu, el citește din altele. Eu acum am primit, nu... Nu, dar o secundă, mentenanță iluminat festiv. Păi în perioada aia ce mentenanță a făcut el la iluminat festiv? Da, au fost niște ghirlande, ce le-au făcut? Nu, că aia cu ghirlandele au fost montare, demontare, nu mentenanță. Mentenanță înseamnă că vii să ștergi LED-ul de praf. Poate, poate găsiți un bec al să trăiești și l-au înlocuit între la... La instalație? La instalație, la ghirlandă, asta da. Este pe nou proiect, okay. Aia, prin asta, a fost, care cumpare noi. Erau un buget. Am văzut, dar asta sunt prețurile din ce s-au practicat în 2021. Istoricul, probabil că acolo este un studiu în care s-au fundamentat. Nu, e istoric cu costurile. Istoric cu costurile. Probabil să motivezi necesitatea intervenției schimbării luminatului. Oricum costul de cuide. Dăm pe 5 ani, dăm gestiunea pe 5 ani, sunteți de acord? Dacă așa prevede legea, așa de la primărie mi se spune, noi nu putem fi informați exact ca și primarul. Au are aparat specialitate. Dacă nouă ni se pune în față chestia asta, ca așa... Nu ne punem noi în față. Nu, asta zic. Draftul a venit de la... Dacă el... Banii sunt pe fonduri europene. Cei care... Administrația fondului pentru mediu. Sim, fonduri pentru mediu. Noi nu putem să-l modificăm... Primării draftul de contract, îți convins. Dacă el așa vine automat... Da, nu lucra nimeni contractul ăla. E firma de consultanță de la Iași. Chiar, de consultanță. De ce? Da, eu... Da, domnul președinte. Să punem la vot. Da. Să punem la vot. Lămuriți, nelămuriți, dăm cum așa, nu știu cum. Da. Poate vine nimița. Da, dacă zici că a ajuns bine într-un proiect, nu zic domnița, dacă a studiat așa, adică, da, nu știu. Nu mi-a pus de ce noi l-ați încărcat pe site-ul secretar și cine vrea să citească, citea toate anexele, citea toate. Deci nu mai se intre la corectat, intră pe site, îi băga și trebuie să-l corecteze. Trebuie de întreagă numai să-l vezi să-l... Păi corectat în ce sens, dacă îmi spuneți că e un tabu? Intră pe site-ul nostru așa frumos, ca o oglindă. Spune că, ca urmare a scanărilor, să fac greșeli gramaticale și să schimbă caracterele și trebuie să citească, să stea cineva, fiecare pagină din toate documentele, să fie în limba română. La studiu să fie în limba română. Păi și ăsta nu vine în limba română, că e cât corect. Nu vorbim la vă? Da. În speranța că e ok și nu facem niciun de serviciu comunei, îi dăm așa. Sperăm să fie bine și bine. Să mănâncă și eu lețeul în recunoaște. Eu vă promit că o să fac o notă informativă la ceea ce a spus dumneavoastră. O să pun pe site. O să luăm înregistrare. Dar poate ajunge și până terminăm. Mai sunt discuții. Da, să ne spună. Acum că toți suntem la iluminatul public, la ordinea, la diverse, doamna vice, dacă se poate, sunt în Grigoreni câteva ulițe pe care nu arde deloc, niciun bec. Este o beznă totală. Eu le-am spus la oameni, le-am dat numărul meu de telefon toți să mă informeze când... Păi... Eu dacă n-am mai mult de 10 becuri, nu pot să chem firma. Am fost acum 3 săptămâni. Și am întrebat, am fost pe uliță, am fost la Bălan, am fost la Bogdănești, am fost la Șerpeni, peste tot unde mi-au spus, am înlocuit. Eu personal am fost sus, din când ați fost? Acum 3 săptămâni? Da.
Mă îndoiesc că ați trecut prin Grigore, una dintre străzile principale. Care? Da. Strada care... Deci am urcat pe sus, pe la cimitir, am fost pe toată, pe tot drumul, așa, pe strada școlii, am fost pe la Bălan, da, acolo cu Andrei Iracul. Dacă ați fost pe strada școlii, când ajungeți în, unde s-au descărcat tuburile, în intersecții, da? Da. Și faceți dreapta, să urcați către biserică, către... Unde stă bunica ta? Da, de la deal acolo. Nu mai are niciun bec. Până în deal la am înlocuit la Vale, la, deci după deci strada aia am înlocuit la Vale, la vila aia de pe partea stângă. Am înlocuit două becuri, da. Am înțeles, da. Da. Deci eu trebuie să fiu anunțată sau să-l anunțe cineva pe chestie. Vă rog să trimiteți echipa, că nu se poate. Deci nu am cum să trimit până nu sunt 10 becuri. Trebuie numărate să le văd. Sau trebuie să vină cineva să le numere, să aprinde sistemul de luminat. Trebuie să vină dumneavoastră, de exemplu, seara când se dă drumul la iluminat. La iluminat. Și luat uliță cu uliță să vadă, să se consemneze unde arde și unde nu arde. Una este să nu arde un bec. Și biserică l-am întrebat. Este privat ceva să l-am întrebat oamenii și pe Grigore. Dar una este să nu ardă un bec undeva și alta este să nu ardă toată coloana. De la un capăt la... Înseamnă că aici are un scurt undeva. Are un scurt ceva acolo. Nu cred că are un scurt. Că s-au ars în etape, știți? Sau săptămâna asta unul, cealaltă deci, săptămâna unul. Deci, la Aurica, la Valea, am înlocuit 3 de ani. Mergeți la deal, vă rog. Am mers la deal, nu mi-a zis nimeni nimic, de-aia zic. Și la Florești sunt becuri care v-am trimis și fotografii. Tot vor fi probleme și vor fi becuri. Am trimis la Florești. La Florești am trimis, da. Toate la rând, știți? Una e să ai un bec. Am trimis la Cătălin, am trimis la Claudia. Nu. Da, asta e în fundul satului. Unde? În care pare? La diverse, domnul secretar. Vin din nou cu o propunere. Faceți ședințele ordinare în funcție de agenda domnului primar. Nu mai puneți ultima zi cu foarte multe lămuriri, pentru că a dat simplu, care nu ne mai contrazicea, nu ne mai era în măsură să hotărâți ziua de ședință, când domnul primar este alături de noi. Știu că are multă treabă, se duce Consiliul Județean, unde treburile, proiecte, tot ce are. Dar în ziua de ședință am avea plăcerea să-l avem lângă noi aici. Să fie prezent. Da. Și totodată eu aș propune să se facă la prima oră, 8:30. Nu, 9:30, nu 10, adică sunt... Rămâneți pe poziție 8:30, ședință? Nu știu, adică ori... Dar oricum este atributul primarului să... Nu, dar o propunere din partea consiliului... Nu mai fost propuneri, așa. Să fie la prima oră. Poate unul se învoiește de la servici, poate nu știu, poate... Puteți să le faci în duminica, dacă nici după nu se învoiește nimeni la servici. Sau la, da, duminica. Sau după ora 4, sau după ora 4, nu-i nicio... Da, vreau să faci, e foarte multe... Ideea este să avem prezența... Angajaților de pe compartamentele de speciale. Angajatorul este obligat să-ți dea, dar acum ai de bun simț și noi ca angajat. Chestia convoitul la serviciu nu funcționează. Da, dar nu. Nu poți să pui. Nu, adică nu. Nu la toată lumea. Nu, dar se poate întâmpla ceva foarte urgent și angajatorul respectiv, oricât de bună dispoziție ar avea sau bună intenție de a-ți da, de a te învoi, nu? Tot ce ne-am asumat prezența în Consiliul Local și avem niște obligații și niște datorii care trebuie să respectăm. Una dintre obligații este să ne prezentăm la ședințe. Cât dimineață, cât după amiază, că fiecare are probleme acasă. Se poate găsi și modalitatea asta de spre sfârșitul programului sau... Da. Cu o completare că primarul nu este obligat să participe. La prima oră, că e cel mai bine că mai sunt în primărie și trebuie să ne dea explicații. Asta e cel mai bine. Da. Totuși. Decât să trec sâmbăta sau duminica, dar îi convine contabilii să vină sâmbăta sau duminica să mă... Să spun ceva? Bun să cer, dar vedem dumneavoastră că și... Spus că se poate oricând, dar dat un exemplu sâmbăta sau duminica. Adică da, dar nu. La ce putem să fie cel mai bine? Dimineața la prima oră. Domnul secretar, tot așa, să-i transmiteți domnul primar cum a reușit la bază să facă încetinirea vitezei la trecerile de pietoni, acolo la intersecția cu Strugariu, unde stau eu în curba aia, dacă ar putea să facă o licere la... Să știi că s-au făcut. S-au făcut. Nu știu cât de domnul polițist. Deci am făcut continuu. N-am primit niciun răspuns și nimic. La toate forurile care trebuie s-au făcut. Trebuie să... Acolo au făcut drumurile naționale. Nu a avut treabă primăria la bază. Înțeles, dar prin intervenția primăriei. Exact. S-au făcut. S-au fost problema de la ultimul accident acolo. Firma
care au avut camion odată în judecată drumurile naționale. Asta e problema. Trei ani m-am ținut de... Și de acolo, din cauza asta, s-o intervenit. Nu-i tributul, nu are nicio treabă. Nu interesează, dar și noi trebuie să-i expunem problemele, pentru că la Grigoreni, în stația de autobuz, la Cămin, da? Acolo sunt toate obiectivele. Este cimitirul, da? Este căminul cultural, este biserica adventistă, este monumentul. Toată lumea acolo trece, este stația de copii, da? De unde ridică stații copii, da? Acolo am făcut solicitări către poliția rutieră, eu cel puțin m-am implicat în măsura în care am putut, instituțional, n-am primit niciun răspuns. Exact. Poate ar fi bine să insistăm. Noi nici n-avem ajutor din partea, avem sediul de la drumurile naționale aici, la noi. Și știți cum se lucrează cu domn director? Nici nu ne bagă în seamă. Dacă țineți minte cu câțiva ani în urmă, inclusiv televiziunea am adus-o. Când a fost pe cu stejarul cu gunoiul, din cauza lui. Ideea este, nu putem zice, nu se poate. Deci dacă ai zis în primul că noi ca primărie nu putem face asta, deci noi, în primă. Noi vrem. Deci facem plâng. Dar noi în atribuția primăriei. De drumuri naționale, pentru continuarea lucrărilor care le-am propus capul dealului, intrarea în Sârbul Aha de acolo, Grigoreniu, în Scorțeni aici, trebuie să ne le facă. Au venit, au făcut treceri de pietoni, au marcat aia. N-au mai fost, avem 3 luni de zile de când nu au mai fost. Sau de când au fost, 3 luni de când avem. N-au mai fost accidente acolo. Da. În stejarul, ca idee, nu există nicio trecere de pietoni. Doamna, vin oare și... unde trec? Unde se duc? Unde lasă copiii? Trebuie să vă ocupați de chestia asta cu treceri și cu... O să ducem partea treceri înainte, deci mai multe atâta nu poți face. S-au făcut toate adresele, s-au făcut din două. Se pot face. Cred că dacă am face, am cere o audiență la comandantul IPJ-ului, da? Din instituția socială. Da? Și să delege și reprezentanți să meargă să-și expun punct de vedere, cred că am avea mai mult succes. Pentru că hârtiile stau în teanc la poliția rutieră. Teancuri de hârtii. Dar trebuie refăcute. Deci ei nu interesează. Numai când se întâmplă un accident, atunci vezi și fac după. Și pentru poduri s-au făcut oblămate. Propunerea care a fost pentru trecerea de pieton cu poliția s-a luat ceva? Problema este în felul următor. Acum monitorizează traficul pe DN. Deci are puncte în care monitorizează traficul. Și chiar am avut o discuție cu dânșii. Și o zis că nu-i de atitudinea lor, nu asta, deci, nu a dat niciun răspuns. Să poți să înființezi o trecere de pieton, totul pleacă de la IPJ Bacău, da? Dumnealor, prin personalul calificat și specializat, vine în teren și studiază și vede cum este situația și face propunerea mai departe. Știți, dar dacă propunerea nu vine de la ei, drumurile naționale nu o să facă niciodată. Ce ne-a fără propunerea IPJ-ului. Nici nu se implică pe porțiunea asta de drum. Și mai ales pe porțiunea de drum care aparține comunii Scorțeni. Că pe la Ardeoane au mai intervenit, pe la Mărgineni au mai intervenit, dar la noi... Nu putem fi toți galbeni, mai suntem și roșii, asta este. Nu naționale, Da. Ce mai propun eu domnului primar, ar trebui să vă dați cu domnul polițist local, că domnii care vin aici și fac lucrările la școală își parchează de multe ori mașina exact la începutul trecerii de pietoni acolo. Adică poți să-și găsească un alt loc de parcare, să lase accesul pentru copii și părinți a intrării, a trecerii de pieton, din fața grădiniței. Nu să o lase acolo exact în capăt, nici nu poate un copil, nici măcar un părinte, ce să mai vorbim un copil, să se uite în stânga și în dreapta. Absolut. Mai am și o propunere, adică și o rugăminte către toți colegii mei. Vorbind cu oamenii, se pare că nu sunt mulțumiți de modul în care se mișcă și rapiditatea lucrurilor în care se mișcă în comuna Scorțeni, treburile. M-ați înțeles? Haideți să facem și noi, ca și Consiliu, zic și domnul Sândel odată, să venim noi cu proiecte prin care nu să-l obligăm pe domnul primar, să-l ajutăm, nu neapărat să-l ajutăm, nu știu, să-i propunem, domne, Consiliul Local vrea ca tu, domnul primar X, Y, care ești, da, un proiect, vrem să faci lucrul ăsta. Noi venim aici, așteptăm doar, cum să zic eu, proiectul domnul primar, rar, dar nu, nici n-am văzut de când sunt, băi, proiect Palcău Adrian.
Nu, haideți să venim noi, dacă dânsul nu poate, sau nu vrea, sau nu are timp. Nu neapărat domnul primar Cătălin, da? Rămâne hotărâri de Consiliul Local, domne, prin hotărârea XYZ din 2022, Consiliul Local ți-a impus să faci acest lucru. Trebuie să dăm înapoi ceva cetățenilor, că așa peste 4 ani, 2 ani ne ducem la ei. Dar te rog frumos, nu pui acolo ștampilul. Păi eu pun ștampil, ce ai făcut? Te-ai dus? Ai ridicat mâna. Te-ai dus, ai ridicat mâna. Nu ai făcut tu, eu vorbesc de mine, da? Tu, Paco Adrian, n-ai venit să-mi faci ceva. Degeaba el îmi zice, zi domnul primar asta, îi zici odată, zi domnul primar asta, îi zic a doua oară. Haideți să ne unim, se pare că nu suntem conștienți de puterea pe care o are Consiliul Local. Și nici eu n-am fost conștient până la momentul în care trebuie să facem noi proiectele și rog orice coleg care vine cu un proiect, veți avea sprijinul dacă e bine pentru Comuna Scorțeni, hai să facem să se miște treburile mai repede, că ritmul ăsta nu e ok. Vedeți dumneavoastră, invitație, ședință, călătorii în mijloace de transport. Mai venit cu o propunere că la începerea ședinței să ni se prezinte tot ce am cerut noi ca și Consiliu, prima oară. S-a făcut asta, s-a făcut asta, nu s-a făcut asta. Acum nu reproșez nimic, primul, reproșez Consiliul, adică noi trebuie să fim puțin mai activi. Nu să ne gândim, lasă că ducem noi ca să facă domnul primar, domne, este inițiativa ta, este a noastră. Am venit aici pentru comună, pentru noi. Noi aici trăim. Eu nu trăiesc în California și nu vin și eu de dragul de afară, nu? Ci fac tot pentru noi. Domnul, dar hai să ne unim totuși să vinem. Aveți dreptate, da? Sprijin din partea consilierilor, domnul primar, deocamdată nu cred că au avut nicio... Au avut sprijin, nu puteți spune. Păi eu ce zic? Deci au avut tot sprijinul, nu... Orice proiect a venit, orice proiect s-a depus, deci a fost... Propunerea a fost. Ca proiect de hotărâri. Înțeleg, așa propunerea a făcut. Dacă luăm parte din proiect, sau nu venim... Dacă luăm pe parte de proiect, eu mai zis și o altă persoană altă dată, că veniți și voi cu proiectul, de ce nu veniți? Noi toți, nu voi, eu nu dau un nume, tu, el, da. Oricare dintre noi care propunerea vine aici. Eu spun din partea mea, a fost propunere pentru drumul de la grădini, de la școală, cu astuparea șanțului respectiv. S-a făcut. N-am făcut un proiect. A fost pur și simplu verbal. Da, sunt o grămadă de propuneri care nu se dau curs. Nu. Prin hotărâre de Consiliul Local avem puterea de a se da curs acestei date. Terenul de sport, la fel. A fost cu gardurile respective varză, cum a fost, am vorbit și cu doamna director, am vorbit și cu domnul primar, s-au făcut. Nu a trebuit să fac neapărat un proiect. Ca să faci un proiect, avem proiect, are primăria proiect pentru drumuri? Are, da? Are proiect pentru ilumina public? Are. Ca așa se laudă tot mereu, nu? Are pentru proiect. Nu a referit doar astea de amploare. Nu. Haideți să luăm. Are apă și canal? Are. Haideți să ne punem noi acum 5 minute. Gaze are? Are. Haideți să ne punem 5 minute și să vedem ce proiect să facem. Să facem proiect ca să facem pentru trecerea de pieton care ne bate în cap în cap de o grămadă de timp? Adică spuneți... Păi, haideți să facem! Hai să facem! Este o chestie bună, hai să-l facem! Păi, da? Deci asta vreau să zic, ca și proiect, dacă propunem și doar îi facem, dacă propunem, dacă propunem, mai înțeles? Ce să impui dacă faci pe proiect? Să propunem să se ducă cineva la... Propunerele care le-am făcut eu, i-am mulțumit și eu i-am și mulțumit, le-au luat în considerare, le-au făcut pentru că era... Eu nu mă refer doar la domnul primar, nu va rămâne el pe vechi și nici noi aici. Nu e bun. Mai înțeles? Este un proiect, este o hotărâre, domnule, următorul Consiliu. Consiliul din 2022 ți-a cerut... Să facem o roabă. Dau un exemplu. Ți-a cerut să renovezi școala, ți-a cerut ceva. Deci ai o bază de care să te alegi. Așa vorbind, doar vorbind și spunându-i domnul primar. Dar lucrurile mari, le avem. Nu știu ce, la ce proiect, doar așa se zic. Deci aducem la cunoștință la fiecare ședință. De exemplu, eu la ședința trecută am ajuns la cunoștință domnului secretar. Câteva informații, ne puteți da răspuns la ceva? Am zis destul de clar, cred că rămânem cu dacă ați notat. Le-am înaintat, pentru doamna Vici, au fost date înaintate, le-am stat domn primar, mai mult de atâta... Stăți un pic și nu aveți răspuns, dar de ședința de aici, vreo de zile... Păi eu așa zic, de exemplu, am rugat și partea cu microbuzul de școală să vedem cum se poate face. Acolo cum se poate face. Domnul primar, asta se poate face. Aici este chiar cu... Aici este chiar cu... problemă, nu ne interesați cum se poate. Aici cu autobuzul cu școala este chiar incorrect. Adică autobuzul parchează la Florești, unde este șoferul, de corbonul la Florești. Dar numai un pic, numai puțin, dar numai un pic. Plec cu gorul de la Florești, mă duc să iau copiii de la Grigoreni și vin înapoi, iar mă duc la Florești. Aici nu se lucrează corect, nu e numai incorect. S-a spus domnul Mihăiță, tura trecută iar la ședință, să se vorbească cu... Da, domnule, pe deal. Dar ați văzut terenul aici, cum coborăm la valică?
Pistolocul este uscat și copiii ăștia vin de pe deal, că s-o grămadă, vin plin de noroi? Plin de noroi pe ulița aici, cu apa asta. Să ia în considerație ceva? Am rămas cu da, da? Nu este obligația să nu problema este, într-adevăr, microbusul trebuie să rămână la școală și când vin ceilalți, când vine șoferul, să vină cum vine. Adică chiar să vină aici, să nu mai parcheze acolo cu scuzul. Eu nu știu sigur dacă ai un de la Florești, am vrea să fie cu copii. Nu vine, nu doamnă, nu. Da, pentru că am, cum să zic, și directoarea și cred că și șoferul, să nu se mai lăsă copiii cu directoare. Nu suntem de acord. Vino și ea copiii de ideal și ia de după la Florești și vin la unul în partea sălaltă. El pleacă la șapte și normal copiii ce a trebuit să plece la șapte și pleacă, dar îi zine dimineață. Asta e. O venit domnul Niță, întrebați-l. Domnul Pace, acum mai știu. Nu, mă, era vorba de proiectul cu iluminat. Da, care are digestiuni. Adică știți nu, firma. E proiectul, nu, e proiectul ăla cu modernizarea. E da, e delegarea digestiuni. Delegarea digestiuni. Până, până acolo, nu, în primul rând, până acolo a fost un contract de genul ăsta. Nu, nu, nu. E contract de întreținere iluminat, era. Servicii de întreținere de parat. Și acum e obligatoriu ăsta. Da, da, pe fondul de mediu vă ceri delegare digestiuni. Adică o perioadă minimă de 5 ani, până acum se făcea anual, firmă cel mai bun preț. Acum să faci, căutăm cea mai bună firmă cu cel mai bun preț, așa, cu anunț în seap, și o să vină. Au de formulare acolo, ați văzut de listă cu prețuri, și să deleagă gestiunea pe 5 ani. Că 5 ani au garanții lămpile care le punem. Alea pe garanții îți gratis întreținerea din firma care le pune, iar celălalt restul instalației trebuie delegată gestiunea la o altă firmă. Sau aceeași, depinde cine câștigă. Și aia trebuie cu lista de prețuri care respectă, dar trebuie aceiași 5 ani. Cine hotărăște? Cine hotărăște totuși? Da, pe fonduri europene care garanție contractul când sunt cu 5 ani. Înainte de nu, dar cine hotărăște? Spre exemplu, PSA. Adică. Tu cauți firmele sau dai domnul ascultat? Nu, 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 eu asta mă interesează, că asta mă întreabă oamenii și eu nu știu ce să le zic. Ei, cum trebuie să știi ca și la vot? Mergem și votăm, dar iese ce ne trebuie. Exact. Așa, asta așa, mă interesează. Exact. Așa, așa, într-o traducere, nu, nu, vreau să ne explici el. Vreau să ne explici el, Lidia. Deci, cum să facem? Deci, vreau să știu și eu cum să faci selectarea. Cel mai mic preț. Cel mai mic preț. O să punem anunț în seap. Dacă vreți, uite, vă punem președinte în selecția de oferte. Nu, președinte, nu. Vreau să le aduc la cunoștință oamenilor. Membru. Ce doriți? Ce doriți să vă punem în comisie? Așa, să vă așa cum să, vedeți ofertele și alegeți cea mai mică ofertă. Cum din a venit altul mai ieftin? Cum să fac chestiile astea? De, Alexandru, ăsta e singurul criteriu, cel mai mic preț. Da, dar trebuie să respecti caietul de sarcini. Ok, nu, dar care e criteriul pe aici? Care alegi tu? Păi nu ai tu să alegi alegi criteriul. Ai un caiet de sarcini care trebuie respectat. Sunt firme care nu îndeplinesc, nu au experiența necesară. N-am ce să le fac la alea. Sunt firme care nu au de la ANR atestat. Ia lăsați să leagă vorba și să-l ascultăm dacă tot l-am chemat. Deci, sunt firme care nu au atestat ANR. Nu am ce să le fac la alea, nu am cum să le primesc. Poate da, poate au prețul mai mic, dar dacă nu am atestat, el nu poate să iei pe stârpul ăla, că nu-i dă voi EON-ul. Vine, ne dă și nouă amendă, numai lor. Că în urma, când, după ce delegăm gestiunea, noi la NRE, la Botoșani, cât Botoșani aparține zona Moldovei, o să ne treacă într-un registru care scrie atestați ANRE. Cine e firma care are gestiunea? Firma X. E atestată. Numărul atestatului. La ce primărie are? Are primăria X, Y, Z. S-a atestat și ei cu iluminatul, cu serviciul de iluminat. Dacă firma aia nu e în registru acolo, noi nu suntem atestați și o să vină un control și ne luăm amenzi. Normal, trebuie să fie atestat, să aibă toate drepturile. Că altfel, e nașpa. Respectiv o să se ocupeșe de iluminat. Da, se făcea anual și în fiecare an și anul ăsta a făcut la fel cu Botoșani. Păi și acum cum ai văzut să plec? Contractul e pe 5 ani, dar ANR-ul e liberează? Pe 5 ani liberează. Da, în urma contractului, noi trimitem contractul și dăm autorizația pe perioada aia. Și acum zic, băi, cu Dumnezeu, da, e în funcție de contract. Te tine că obligă să fie un contract pe 5 ani, dar nu să-și o dau fie în urțiunat. Nu, 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 ce o să le de asta zic, deci modifică efectiv vânător. Ca ideea asta e clarificări venite de la fondul de mediu. A, practic, e o condiție esențială să poți implementa proiectul. Da, dacă nu
să aprobă delegarea gestiunii, asta este să vreți să le ajungi noi am aprobat, dar vreau la rândul. Da, 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 nu-i nicio problemă. Vă dați seama. Trebuie să știți ne despre ce e vorba. Nu, ne întreabă și pe noi. Bă, dar ce, de ce? Da, cum? Ca să știi și oamenii. Bă, ce înseamnă aia și ce face. Da. Și încă o treabă a fost pusă în discuție și acum zic să nu o ui. Okay. Vă zic să îi spuseți domnului secretar să încarce caietul de sarcini rahat în ploaie. Da, da, să-i punem site. Da. Domnul secretar, să notați acolo în agenda astăzi, să ne aduci și nouă toate achizițiile publice, că așa fac toate primăriile, toate achizițiile publice să aprobă în ședințele Consiliului Local. Tot ce este achiziții publice, toate contracte, cum nu? Ba da. Nu s-a aprobat toate în Consiliul Local. Nu, nu, dar totuși se face o informare în Consiliul Local. Am văzut că vine ca și... N-ai cum să le aprobi tu, Consiliul Local, aprobi două topuri de hârtie, sau aprobi 10 pixuri, sau... Achizițiile publice pe toate de valoare din Consiliul Local. Informarea e foarte bună și trebuie să vină, corect? Da, da. Mai domnul consilier, domnule consilier, mai aveți o întrebare pentru domnul? Nu. Nu. Da. Nu Alex, nu. Gata, gata. Nu mai este nicio întrebare pentru domnul Alex, nu? Mulțumim frumos, nu? Da. Ok. Nu aveți un contract cu celălalt, s-a prelungit cu domnul Stângă sau cum îl cheamă pe celălalt? Nu, nu am niciun contract. Nu, pur și simplu se desfiliază orice contract normal și o să implementeze ăsta, când ai contract. Păi da, asta a zis, dacă... Bine. Până când are domnul Stângă contract cu noi? Da, la finalul anului, atâta. Anual se face. Mă întrebă domnul președinte din Irlandei. Da, toată firma respectivă o să... Da, nu ce... știu. Dacă e până la sfârșitul anului, așa zic, nu, că, dacă până la sfârșitul anului avem de făcut recepție, o să trebuiască să facem delegarea gestiunii. Și atunci o să fie tot firma asta care o să câștige. A. Da? A, de asta să meargă repede, bum, bum. Da. Mai sunt două. Sau i-a aprobat proiectul, dar numai că mai erau neamuri. Da, dar și chiar dacă e pe montat ăsta, măcar să se monteze de pe la începutul decembrie, măcar... Da, acum să vedem și cu criza energetică. Dar să mai ar bine, trebuie. Bine, ce o să fie? Primării care au renunțat. Păi și atunci putem renunța și noi, nu-i... Că să plătim atâta, putem renunța. Dar bine. Deci, nu se știe dacă... Da, nu, 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 eventual numai pe zonă. Una la intrare și una la ieșire. Dar ce scrie intrare și... Îți interesează centrul, domnule, nu? Corect, da. Ar mai fi o întrebare. Vânzarea utilajelor, care tot am apropiat, când va avea loc? Încă nu s-a finalizat, încă nu s-a finalizat dispoziția, s-au făcut modificări, având în vedere că s-au fost solicitări din partea unor domni consilieri, și ca să nu fie nicio problemă, nu mai introducem în comisiile de licitație niciun domn consilier. Comisiile, așa am convins cu domnul primar, a reanalizat structura prevăzută de lege și atunci comisiile vor fi făcute din angajații primăriei și eventual este licitația cu strigare, poți să participi. Eu n-am găsit în lege care interzice. În momentul ce este cu strigare și... Eu n-am găsit în lege și am consultat și colegii. Singurul care pot să licitez sunt eu. Eu m-am abținut, restul toți ați zis. Corect. Așa că eu nu o să particip, restul, chiar dacă băiat îmi pare rău. Poate participa. Poți să participe oricine, însă se respecte caietul de sarce, cum o zice domnul consilier Rotăriu, dar trebuie respectate condițiile de acolo și puneți la prețul de plecare. Ideea e, din moment ce e aprobat vânzarea, este imoral să te duci tu ca și consilier să licitezi. Corect. Dar bă, ce corect în ziua de astăzi? Mai ales suspect. Mai ales știți care e era chestia că cine stai să vezi cine o să licitezi. Aia e ideea. Până acum tot zicea, da, cine nu, o să vină când nu o să fie nimeni, nu o să fie, nu. Nu-s bune de nimic. Dar să vedem acum la licitații cât o să se înscrie. Dacă tot nu-s bune, eu de asta am și anunțat să mă duc, tot nu-s bune. Au și un prieten, bă, nu-i neapărat să participi. Eu vreau să văd cât o să fie la licitații. Că toți a zis că nu o să fie. Care toți, băi? Marea majoritate. Ideea este că vom câștiga mult mai mulți bani pe acele de la... Și nu asta interesul? Licitația va crește. Nu-i interesul ăsta. Am votat să fie cu strigă. Când este cu strigă. Când este în plic, e așa, cu plic. Când este cu strigare, nu o să fie nimeni nebun să zică eu cu 50.000 în plus, sau nu știu, cu 10.000 în plus. Dar poți să știi? Un leu. 10.000 un leu. 10.000 lei. Care e interesul? Interesul să nu... Să nu... Dacă eu...
consider că un utilaj pot să dau și 100.000 de euro pe el. Te interesează pe tine nu, că ăla valorează 3 lei? Păi nu. Păi atunci. Aici e problema. Fiecare care se înscrie la o licitație își face un calcul și spune. Eu sunt. Nu că nu valoreze atâta, dar eu poate vreau așa, din dragul ei, să-l iau. Care-i problema? Da, eu trebuie să declar ședința închisă. Mai zicem.